Suntem fericiți că după o perioadă de vacanță suntem din nou aici, în viață, poate și ne bucurăm de sănătate pe care am acumulat-o în timpul vacanței și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne oferă aceste binecuvântări. Nu toți, cu părere de rău, se bucură de aceasta, știm că au avut loc mai multe evenimente, începând cu Barcelona, și astăzi și ieri cu acest uragan periculos care face multă distrugere și ne întrebăm, oare nu sunt ai noștri care suferă? Așa e firea noastră. Ne pare rău, ne suntem legați mai mult de cei din familia noastră, de cei din jurul nostru, cei din biserica noastră. Și parcă, într-un fel, nu ne pasă de ceilalți oameni. Da, e un pericol așa să gândești că ceilalți oameni n-au nicio valoare, parcă. Totuși, ne pare rău. Ne pare rău că suferă oameni care poate au avut planuri, dorințe, multe realizări au face în viața aceasta și într-o zi totul s-a terminat, s-a spulberat. Și toate acestea îmi aduc gândul la ceea ce spune Apostolul Petru. Toate acestea lucruri au să se strice. Toate aceste lucruri au să se strice. Și oamenii de știință, cei de la NASA, gândesc și ei să găsească soluție. Oare n-ar fi o planetă locuibilă undeva în spațiu unde să ne mutăm? Pentru că se vede că acest pământ, lucrurile se complifică. Nu va mai dura mult. Și se pare că, după unele informații, s-a găsit o planetă locuibilă. Dar este la ceva distanță. 14 ani, viteza luminii. E puțin cam departe, nu? Deși știința și tehnologia a făcut multe progrese, dacă luăm chiar ultimul deceniu, acum 50 de ani în urmă, unele lucruri păreau chiar fantastic. Cine gândea acum 50 de ani în urmă că voi putea vorbi la telefon portabil de pe câmp undeva cu cel din cealaltă în capăt al pământului de peste ocean? Sau că vom merge cu avionul sau orice vreți care găsiți în lumea aceasta. Și deși tehnologia a făcut multe, multe progrese, totuși nu cred că va ajunge ca să ne mutăm pe o planetă la 14 ani distanță cu viteza luminii. Nu, e imposibil așa ceva. Totuși, Dumnezeu promite că cei care cred și îl așteaptă vor avea ocazia să zboare în spațiu și să-l întâlnească pe Domnul. Vă mai este dor de această promisiune? Vă mai gândiți la ea? Sau s-a șters, s-a spulberat, s-a prăfuit, nu mai este valabilă? E o fantazie care au crezut-o poate cei mai de mult. Acum noi privim altfel lucrurile, suntem mai realiști. Dacă omul a făcut atât de mari progrese în toate domeniile, poate tehnice și științifice, cred că Dumnezeu este mult mai puternic și poate ca să realizeze lucruri mult mai mari și mărețe. Și pentru noi este valabilă această promisiune, pentru că trăim în timpul de pe urmă, după cum ne spune
profeția, ne aflăm în pragul veșniciei. Și cei care au trăit cândva în trecut, poate au așteptat mai cu mult dor decât așteptăm noi astăzi. Privesc la mine și mă uit și la situația care se află în jurul meu. Fiecare aleargă încoace și încolo, ocupat de multe lucruri și multe realizări, idealuri de făcut și poate nu e rău. Dar uităm de un singur lucru, că tot ceea ce facem în lumea aceasta este trecător și într-o zi vom putea pierde tot. Citeam pe internet un miliardar care tot se afla pe insulele din Caraibe, zice că n-a vrut să părăsească domiciliul, măcar că a fost avertizat. El a vrut să rămână acolo. Și mă gândeam, totuși e mai bine să plătești chirie decât să fii proprietar. Suntem uneori prinși de acest pământ, legați și n-am vrea să plecăm nicăieri. Aici rămânem. Dar vedeți că unele evenimente de felul acesta ne dau peste cap și ne schimbă un pic gândirea. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla în viitor? Vor fi surprize în viața mea, vor fi surprize în locul unde mă găsesc, cât va mai dura. Și vreau ca să reînviorez, să reînnoiesc această făgăduință pe care Dumnezeu o promite în cuvântul Său. Ca să nu ne descurajăm, să nu plecăm capul, ci să ridicăm capul sus. Pentru că făgăduința aceasta este pentru noi care trăim astăzi și cu siguranță se va împlini. Problema este dacă avem în noi acest dor, dorul de a întâmpina pe Domnul Hristos, dorul de a vedea fața Tatălui, dorul după patrie cerească, dor după o viață neprihănită fără păcat, dor ca să mergem în spațiu, să mergem pe alte lumi, pe alte planete și va fi o aventură extraordinară, fantastică. Cine n-ar vrea astăzi să plece într-o vacanță fără limite? Cine n-ar vrea? Și Dumnezeu promite că vom avea această vacanță fără limite. Acest sabat care va dura veșnic. Și rămâne de partea noastră ca să ne orientăm gândirea noastră și să vedem care sunt preocupările noastre. Ce ne preocupă? Ne legăm de acest pământ? Ne înfingem rădăcinile cât mai adânc sau așteptăm cu dor altceva? Dorința aceasta a avut-o toți credincioșii pe parcursul veacurilor. Toți au adormit cu dorința aceasta că într-o zi vor vedea pe Domnul revenind. Și acum noi care suntem la sfârșit, care trăim în pragul veșniciei, ar trebui ca să așteptăm cu o și mai mare ardoare acest mare eveniment. Întrebarea este, ne mai tresaltă sufletul de bucurie atunci când vedem aceste semne care ne vestesc că nu mai este mult? Sau din contră, ne tulbură și ne schimbă planurile care le avem, care le-am făcut pe viitor și poate în sinea noastră spunem următoarea rugăciune: Doamne, mai zăbovește puțin, mai zăbovește puțin în cer, până voi avea și eu bucuria ca să-mi termin casa, apartamentul, să-mi iau o mașină, să termin facultatea, școala, să văd copiii mari.
este absurd, dar totuși astfel de rugăciuni se înalță către ceruri. Și ele sunt fără cuvinte. Ele sunt fără cuvinte. Dar dacă ne uităm în sufletele noastre, ele se află acolo. Se află acolo. Și atâta timp cât noi mergem pe ideea aceasta, întrebarea, va veni Domnul? Spune inspirația că va fi o surpriză. Va fi o surpriză. Și pentru cei care au mers pe ideea aceasta că mai am și altele de făcut, va fi o surpriză. Pentru unii va fi o surpriză plăcută, pentru alții, cu părere de rău, va fi o surpriză neplăcută. Dar de aceea astăzi vreau ca să vă reamintesc și să-mi stabilesc și eu poziția mea și să vă ajut ca și să stabiliți și dumneavoastră poziția pe care o aveți în lumea aceasta. Cunoaștem și știm că viața este foarte fragilă. Ne dăm seama de lucrul acesta. Oricând s-ar putea întâmpla ceva catastrofal. Fie că ne pierdem viața, fie că se întâmplă ceva din exterior. Ne lovește ceva. Și totul s-a sfârșit. Și dându-ne seama cât de fragilă este viața și cât de fragilă este stabilitatea noastră pe acest pământ, la ce rămâne să mai tânjim? Să ne încredem în ceea ce putem face noi, după cum învățăm la școala de sabat, sau să ne încredem în ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața noastră? Și dacă Dumnezeu a promis ceva fantastic, oare face să ne legăm de acest pământ? Era o povestire pentru copii când cineva a pornit spre împărăția lui Dumnezeu și avea un sac cu aur în spinare. Și când a ajuns la poarta cerului, doi îngeri se întreabă, oare ce-ar fi avut omul ăsta în sac? Și altul îi spune, păi are un sac cu aur. Păi la cer trebuie sacul cu aur când în ceruri toate străzile sunt de aur? Vă puteți imagina să locuiți în ceruri, în case de cristal, de pietre scumpe, cu pragul și șoselele de aur, cu pomi fructiferi care rodesc 12 roade pe lună și animale pașnice care stau liniștit pe câmpii, o viață fără dureri, fără suferință? Vă mai puteți imagina astfel de lucruri sau vi se par totuși fantastice? Citeam săptămâna trecută din spiritul profetic inspirația referitor la noul pământ. Noul pământ. Și par unele lucruri într-adevăr fantastice. Dacă îi le-ai spune unui om care nu cunoaște nimic, ar spune, tu visezi. Visezi. Sunt niște visuri. Totuși, Biblia a demonstrat de multe ori că ceea ce spune ea este realitate. Și sper că încă credem că ceea ce spune Biblia este o realitate și se va împlini. De aceea, haideți ca să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu care spune, fac toate aceste lucruri pentru tine, pentru că ești scump în ochii mei. Și fie ca acest pământ să nu ne pară atât de scump, atât de prețios. Chiar dacă muncim, vrem să realizăm multe lucruri, să nu ne înfipgem prea mult rădăcinile în acest pământ. Pentru că într-o zi vom putea pierde totul. Și să nu se întâmple atunci când vom pierde totul din punct de vedere material,
sau poate fizic, să se piardă și credința noastră. Ar fi cel mai dezastru și mai periculos lucru. Vreau să vă povestesc o legendă. Este o legendă care am citit-o undeva, dar care reprezintă foarte bine situația noastră actuală. Poate ați auzit despre legenda lui Gorun. Este și în formă de poezie scrisă pe YouTube, dacă cei care vreți să o auziți, poetul român Jercan Dănuț Alexandru a format-o în stil de poezie. E interesant, puteți să o găsiți. Legenda lui Gorun. Și vreau ca să vă povestesc. Merge vorba despre un tânăr ucenic timid și umil al Mântuitorului, care se numea Gorun. Și avea o mare plăcere să se afle în preajma Domnului său. La un moment dat, Mântuitorul îi spune ucenicului său să-și ia o pătură și un cort, să se ducă pe vârful muntelui Carmel și să-l aștepte până ce va reveni să-i ia la sine. Până atunci, Gorun trebuia să citească Biblia, să se roage și să se pregătească pentru revenirea lui. Zis și făcut, Gorun ia o pătură și un cort și se așează ascultător pe muntele Carmel în așteptarea Domnului său. Însă după câteva zile de așteptare, Gorun coboară în satul cel mai apropiat ca să le ceară sătenilor o pătură nouă, pentru că pătura lui fusese roasă de șobolani. Cu multă bucurie, sătenii îi dau o pătură nouă. Cum să nu ajute pe sfântul de pe vârful muntelui? Dar și pătura cea nouă are aceeași soartă ca prima. E roasă de șobolan. Ceea ce îl face pe Gorun să coboare din nou în sat și să ceară din nou o altă pătură. Dacă e nevoie, cu bucurie. Dar și pătura cea nouă are aceeași soartă ca primile. Când Gorun coboară în sat și ceară din nou ajutor sătenilor, aceștia, după ce chibzuiesc bine, se hotărăsc să-i dea pe lângă pătură și o pisică. Poate pisica va rezolva problema cu șobolani. Dar pisica are nevoie de lapte. Așa că Gorun este nevoit să coboare din nou în sat să ceară lapte de la săteni. Sătenii chibzuiesc din nou și ajung la concluzia că decât să-i dea lapte în fiecare zi, mai bine să-i dea o vacă pentru ca să aibă laptele mereu. Însă vaca are nevoie de un teren de pășunat. Așa că Gorun coboară din nou în sat să le ceară sătenilor să-i dea o pațelă cu pășune pentru vaca lui. Sfântul Gorun e servit pe loc. Cel mai bun teren cu pășune ajunge în posesia lui. Însă pășunea trebuia cosită, așa că Gorun coboară din nou în sat să ceară lucrători. Apoi face același lucru pentru a cere cărămizi pentru locuințele lucrătorilor. Apoi vaca aduce pe lume un vițel, iar grajdul trebuie mărit și așa mai departe. În final, vine ziua reîntâlnirii cu Domnul său. Când revine Iisus în întâmpinare, în față iese un negustor gras, îmbrăcat în haine scumpe, locuind într-un conac mare și cu multe camere pline de servitori, și îi spune, ei, amice, ce te-a ajuns pe aici? Vrei să facem o afacere cumva? Și aici se termină legenda. Care e concluzia? Cât este de ușor ca să aluneci pe acest teren al materialismului. Suntem chemați ca să fim veghetori. Avem o misiune în lumea aceasta. Dar dacă ne pierdem cu lucrurile materiale și numai cu acestea,
nu-l vom putea ca să îl vedem pe Iisus. Nici în viața aceasta și nici nu-l vom recunoaște atunci când va reveni. După această călătorie, care este fantastică într-un fel, dar este o realitate, aș vrea ca să revenim din nou cu picioarele pe pământ și să revizuim încă o dată care este situația noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că, deși este o realitate aceasta, totuși este o condiție. Apocalips, capitolul 21, cu versetul 27, spune un cuvânt care este puțin ca tremurător pentru noi. Și spune următoarele cuvinte: nimic întinat nu va intra acolo. Nimic contaminat, nimic murdărit, nimic profan nu va intra acolo. Și aici parcă ne aduce iarăși la starea de îndoială. Voi mai ajunge oare? Va mai fi posibil lucrul acesta? Și mă gândesc la situația care s-a întâmplat cu cele 12 iscoade, când au iscodit țara Iordanului. Cei mai mulți au venit cu vestea: e imposibil. Nu, e imposibil. Și au adus argumente, reale. Și mă gândesc la aceeași situație astăzi. Dacă ne gândim din punct de vedere omenesc, e imposibil. Toți avem defecte, suntem păcătoși și nu știu cum se va ajunge. Dar Dumnezeu ne spune astăzi că e posibil. Doar să avem credință și să avem în noi acest dor, să avem acest dor de a ne întâlni cu El. Și atunci când ai acest dor de a te întâlni cu Domnul, automat ai și dragoste pentru frați, ai și zel pentru misiune și ești umplut cu puterea Duhului Sfânt, pentru că ai această dorință mare care arde în sufletul tău. Și cuvântul, atunci când spune că nimic întinat nu va intra acolo, se referă că cei care totuși vor lua decizia ca să trăiască în păcat, pentru că le place acolo, pentru că găsesc o satisfacție, o plăcere, cu părere de rău, nu va fi loc în ceruri pentru așa persoane. În anul 1969 și-a încheiat misiunea Apollo, cei care au făcut unele cercetări în spațiu, și când au revenit pe pământ, au fost ținuți într-o carantină undeva vreo jumătate de lună, vreo 15 zile. Ca să se facă cercetări, se vadă dacă nu cumva au fost contaminați de vreun virus care apoi să se răspândească acolo unde vor merge, în familiile și în societate. Și dacă oamenii și noi de multe ori suntem precauți și ne ferim ca să nu fim contaminați de multe lucruri și virus periculoși, oare Dumnezeu nu este normal ca să fie protejat și să facă această curățire înainte de a intra în această țară? E normal să fie așa. De altfel, vă puteți imagina că undeva sub pomul vieții cineva s-ar lua la ceartă și o ceartă de aia de mahala? Cum ar fi? N-ar fi deloc frumos, nu? Sau alte lucruri urite care
dacă să presupunem că Dumnezeu ar îngădui ca cineva să pășească, hai, că merge și el așa cum este. Nu, e imposibil. De aceea Dumnezeu ne învață și ne spune foarte clar. Nimic contaminat de păcat, nimeni care trăiește în minciună și în spurcăciune, nu va intra acolo. Dar revine Apostolul Ioan în capitolul 3 cu textul 3 care spune niște cuvinte foarte importante și care sunt aplicabile pentru noi acum. Spune așa, oricine are nădejdea aceasta, ce face? Mai departe. Se curățește, după cum și el este curat. Învățăm la școala de sabat, în trimestrul acesta, despre ceea ce gândește omul că ar putea să fie o intervenție de salvare. Și foarte multe religii au adaptat acest nivel de concepție la nivelul înțelegerii faptului cum suntem primiți de Dumnezeu. Și dacă Biserica Catolică are acest concept că înainte de a ajunge undeva în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să treci printr-un loc de purificare. Într-un loc de purificare. Unde cea mai rămas păcătos să fie îndepărtat. Care este crezul nostru adventist referitor la acest termen? Există și pentru noi un timp de purificare, de curățire? Sau aceasta se va întâmpla atunci când Domnul va veni și va schimba trupul nostru, starea noastră, tot ce este în noi, va fi reînnoit? Deși starea noastră fizică va fi schimbată, totuși rămâne ceva care trebuie să fie purificat înainte. Și orice este păcătos să fie îndepărtat. Pentru că această biserică care este alcătuită de mine și tine să fie ridicată la cer fără pată, fără cusur și nimic păcătos. Doresc ca să vă invit ca să urmărim acest demers în viața noastră spirituală și să ne prindem de această făgăduință care este reală în timpul nostru. Sunt lucruri uimitoare, fantastice, care ne așteaptă în viitor. Și nu e nimic complicat, greu de atins. Dar este ușor atunci când ai luat această decizie cu seriozitate. Pentru că atunci când te atârni cu seriozitate, Dumnezeu îți dă tot ajutorul necesar. Dar atunci când cauți ieșiri, ieșuări, faci compromisuri ca să crezi că iese mai bine, te gândești la avantaj material, nu vei reuși. Pentru că nu te va ridica în sus, ci te va coborâ în jos. Doresc ca făgăduința aceasta să fie reală pentru noi, care trăim în ultimul timp, și în acest timp de pe urmă să căutăm ca să îndepărtăm tot ce este păcătos din viața noastră și să ne prindem de făgăduința aceasta a Domnului Hristos. Că eu vin în curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și nu încrezându-ne în ceea ce facem noi, ci ceea ce poate să facă Dumnezeu în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar Dumnezeu poate să facă lucruri mari în dreptul fiecăruia dintre noi dacă noi spunem, Doamne, mă consacr ție, lucrează Tu în viața mea. Doresc ca să experimentăm în fiecare zi, în timpul care l-avem de așteptat aceasta, și fie ca întâlnirea cu Domnul să fie cât mai curând, cât mai degrabă, și să tânjim de acest dor
în sufletele noastre în fiecare zi. Domnul să fie lăudat și a Lui să fie slava, acum și în veci de veci. Amin.